Atenție, vă rog, avem vești despre domn profesor. Ci că e ok la pușcărie la el acolo, numai lume bună ne transmite salutări. Glumesc. Sorin Ovidiu Vântu nu poate sta fără să toarne. Acu toarnă pe Facebook. Domnul Vântu, dacă dați pe Goarnă banalități din pârnaie, să știți că nu se pune ca denunț. Nu se scade nimic din pedepsă. În mesajul intitulat Jurnal de Pușcărie, ediția Mondenă, Vântul relatează și despre schimbările de înfățișare pe care și le-a făcut Dan Voiculescu sau despre mâncarea pe care o primește zilnic. Jurnal de Pușcărie, ediție Mondenă 1. Cocoș a fost primit cu urale. Bine ai venit în rândurile noastre, țipau hoții de la geamuri, înjurându-l amical de mamă. 2. Voiculescu și-a lăsat barbă. Acum toți și-au dat seama că e martir, nu doar salariații lui care știau mai de mult. Mm, mm, ce e asta? Cam gherțoi hoții de la geamuri. De ce să-l înjure pe cocoș de mamă când domnul are o fostă nevastă în putere? <hă> Dar cea mai tare e asta cu Voiculescu hipster, așa, cu barbă frumos. Haideți, domnul Varan, haideți, domne, că încep protestele acum, trebuie să ieșiți în stradă. Mă rog, mai întâi trebuie să ieșiți din Pornai, nu e atât de simplu. Domnul Voiculescu, să știți că dușmanul Băsescu e bine, o să-l găsiți aici când vă întoarceți sau ar fi o posibilitate să nu vă întâlniți, în sensul că s-ar putea să ieșiți dumneavoastră și să intre el. Însă mai e până atunci, n-are rost să vorbim despre asta. Mai aveți pușcărie de băgat înainte. Oricum e de apreciat varanul. El n-a făcut cereri de liberare după trei luni de bulău ca fratele lui Traian Mircea. Și mai zice vântul ceva. În ceea ce mă privește, trecerea de la homar la fasole cu ciolan m-a marcat profund. Domnul Vântu, vorbi serios, domne? Ciolan cu fasole vă dau oia acolo? Terminați cu dezvăluirile, domnul Vântu. O să fie luate cu asalt penitenciarele de românii care vor să scape de cheltuielile cu întreținerea de peste iarnă. Ascultați la mine. Auzi, mă, fasole cu ciolan. Sper că are doar urme de ciolan fasolea aia, da? Că doar a fost trecut un ciolan prin fața ei când fierbea. Unul de plastic, normal, sau, sau o poză cu un ciolan dintr-o revistă. Oricum e foarte amuzantă asta. Cocoș a băgat pușcărie de două ori între timp, iar Varanu e tot acolo. Ăia mai intră, mai ies, mai la fără frecvență, așa, Varanu, tot acolo. El face la zi, mă, e mai serios.